Groaznic accident astăzi la prânz pe drumul național Iași-Târgul Frumos. Șoferul unui autoturist s-a izbit în plin într-o betonieră care încerca să întoarcă neregulamentar pe mijlocul șoselei. Victima a fost scoasă din mașină de echipele de descarcerare, dar medicii s-au chinuit în zadar să-i salveze viața. Accidentul s-a produs pe raza localității Lețcan, la o oră când traficul în zonă este foarte aglomerat. Martorii spun că șoferul betonierei e vinovat de tragedie. Betoniera circula din direcția Iași spre Târgu Frumos. La un moment dat a virat stânga peste marcajul continuu, fără să se asigure, intrând în coleziune cu autoturismul care circula regulamentar din direcția podului Loaie spre Iași. Am întors și varonul și l-a luat înainte. Coborât imediat și am vrut mișca acolo, dar nu lăsa să răsturnă mașina. Vreau să intre și la stație și asta vine dinspre podului Loaie. Avea viteză? Avea, oricum. Avea viteză mare. Mașina mică avea viteză? Da, mare. Șoferul betonierei a stat în mașina poliției de frică să nu fie linșat. Martorii accidentului erau revoltați că bărbatul a încălcat grav regulile de circulație. La momentul ajungerii, victima era încarcerată. Accesul la victimă s-a obținut în aproximativ 5 minute prin activitatea de descarcerare. Persoana de sex masculin se afla în stare de stop cardiorespirator prin politraumatism accident rutier. S-au început manevrele de resuscitare, resuscitare suport vital avansat cu ventilație mecanică, compresii toracice, administrare de fluide, administrare de medicație, oxigen, dar în ciuda eforturilor de resuscitare de aproximativ 35 de minute, nu am obținut niciun semn de viață, astfel încât am declarat decesul. Tragedia de astăzi s-a produs într-o perioadă în care polițiștii de la rutieră desfășoară o campanie în toată țara pentru prevenirea accidentelor pe drumurile naționale. Din păcate, acțiunile agenților sunt inutile atât timp cât șoferi inconștienți încalcă grav legea și ucid oameni nevinovați. Alertă!